Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că din data de 1 iulie persoanele fizice se pot înscrie în a doua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte laptopurile și tabletele. Bugetul celei de-a doua etape este de 10 milioane de lei, iar selecția voucherelor se face în perioada 1 iulie ora 10, 7 iulie ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului. În această etapă se acordă vouchere pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, după cum urmează. 500 de lei pentru laptopuri și 300 de lei pentru tablete. Perioada de derulare a unei etape de selecție a voucherelor este de 7 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective. După publicarea listei persoanelor fizice aprobate pe site-ul AFM, solicitanții se vor prezenta la unul dintre comercianții validați, de unde vor achiziționa echipamentul dorit.